Bună ziua și bine v-am găsit pe Man Cave Raw, cel mai tare canal de jocuri și filme. Dacă te întreb ce mai e de văzut la cinema în octombrie, mai ales cu greva SAG-AFTRA care încă nu s-a terminat, stai un pic și ascultă. Hello, my friend. Stay a while and listen. Începem cu un film românesc. Libertate apare pe 6 octombrie și este despre Revoluția din decembrie 1989, doar că de data asta vedem cum s-a format la Sibiu. Pare că regizorilor noștri încă nu le-a trecut pofta de a face filme pe acest subiect, dar acesta arată altfel. Avem și acțiune. Bă, schimbați-vă! Scăpați de uniforme! Hai! Am vrea civile prin spate să-mi par magazin de armament. Armata trece, măi! Nu stă acolo, vrei să mori? Da, tovarul general se trage! Unitatea e atacată puternic de miliție și securitate! Uite-mă, încă unul! Dar nu te lăsa înșelat, că doar nu crezi că te duci la vreun fel de Rambo împotriva teroriștilor din 89. Nu, este vorba despre dramă, dorința de libertate și veșnica problemă, armata e cu noi, cine a tras în noi? Probabil că filmul nu o să răspundă la această întrebare, dar are un vibe diferit față de ce am văzut până acum. Ajută și că regizorul este Tudor Giurgiu și dacă vrei să arunci un ochi ca să vezi ce-i poate pielea, îți recomand Despre oameni și melci. Pregătește-te pentru un nou exorcist din 6 octombrie, doar la cinema. Mai precis, The Exorcist Believer și, dacă-ți vine să crezi, e legat direct de originalul din 1973. Îmi place că firma de producție Blumhouse a luat filmul original și a îmbunătățit rețeta. De data aceasta vorbim despre două fetițe posedate. Și nu e vorba de o tablă Ouija, ci de un ritual satanic în pădure. Hey, where did this come from? I found it. Well, let's both put it. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Conexiunea dintre acesta și cel original este redată prin ajutorul pe care îl primește una dintre familii de la cineva care a mai trecut prin asta. Intră în scenă mama lui Reagan. You're gonna die up there. Partea cea mai tare este că același demon care a posedat-o pe Reagan s-a întors să le bântuie și pe aceste două fetițe. We've met before. Încă o dată îl găsești în cinematografe din 6 octombrie, iar pe mine, doar din trailer m-a convins că este o adaptare pe măsura originalului. Am o combinație, mega bond. Trebuie adus o mașină de dincolo. Te bagi să o aduci tu? Lucrez la Audi, acum mai fac ciubucărel de 2 lei. Audi s-a ajuns. Audi, dar nu vede! Din 13 octombrie, Mircea Bravo te invită la cinematograf să vezi ultima sa producție, Nuntă pe bani. Bă, dar cât de nesimțit poți să fii? Cum să faci așa ceva? Am fost sincer, ce vrei să mint? Nu mai vreau să merg la mizerii de nunt, fac numai pentru bani. Dar la tine la nuntă vrei să vină lumea să spună bani? Nu, că eu nu fac nuntă. Cum adică nu faci nuntă? Mircea ne atinge la partea neplăcută, că a invitat la o nuntă. O comedie românească care va avea succes fără îndoială. Eu trebuia să primesc o mașină bună și am primit o daună totală. N-am de unde să vă dau 30.000 acum. Păi și cum o rezolvăm? Eu simt că avem o scânteie mișto între noi și eu zic să nu o pierdem și să facem repede nunta. Țac, pac, în 2-3 luni. Cum în 3 luni? Nu te-ai sturat să fii domnișoara spermezan? Noi eu eram în locul ei, spărgem capul cu ciocanul de jniță. Păi să trăiești tu 5 ani în curvușac, mă. Și în păcat, mă. Intriga este simplă. Ca să achite o datorie, Mircea se gândește că cea mai bună soluție ar fi să facă nuntă, evident. Și de aici încep toate aventurile. Vreau să te invit la nunta mea 19 august. Ce să fac? La nunta ta. Nu știu cum te cheamă. Mircea, să știi că eu încerc să mă las de chestiile astea, că nu-mi fac bine. Ai ceva ce te apasă? Mai puteți să-mi confirmați prezența la nuntă, că n-ați mai zis nimic, că și mie mi-e destul de greu acum. Aici vrei să fac petrecerea burlacilor? Pune să-mi arăți, mă! La striptease. Ce striptease, mă? Tu nu te vezi că ești mai bătrân ca mine? Bună seara. 13 octombrie este ziua pe care trebuie să ți-o notezi în calendar ca să vezi Nuntă pe bani la cinema. Când s-a întâmplat? Azi noapte, jur de 1-2. Ce are la gură? De ce ține gura așa? Dacă nu-l prindem acum, pleacă din țară și îl pierdem definitiv. Bună ziua, boieri dumneavoastră! În 2005 am avut Băieți buni. În 2016, Băieți de oraș. Iar pe 13 octombrie 2023 vei putea să vezi la cinema Băieți deștepți.
Propun să schimbăm echipa, șeful. Cu niște polițiști care îl cunosc pe Narcis. Costi Drăghici, probleme disciplinare. Mergi odată și godie! Alex Șerban. Ăsta nu e ăla care i-a furat radarul când dormea în mașină? Și pe Leontin Dumitru, campion la băut sămiuță prin pâine de când cu nevastă sa. Dar văd că nu duci chiar așa de rău. Dacă tu vrei să te rești la cap cu o briadă de incompetenți, tu răspunzi. Da, ați văzut bine, este vorba de Vali Vigelie, a.k.a. The Storm, în rolul unui comisar de poliție, cred. Nu mi-e așa evident din trailer. Oricum, tot șef e. Narcis e pregătit să dea o ultimă lovitură. 200 de kilograme de cocaină. Știu pe cineva care ar putea fi deranjat de prezența lui. O găsiți acolo unde noaptea se îmbină cu ziua. Lara Levente? Cine întreabă? Băi, băieți! Cred că m-am îndrăgostit. Ce n-aș da să înșur, domnișoară de aia? Mai pe mine mă înșer. Trei polițiști conduși de Elena lucrează la un caz dificil pentru a-l prinde pe Narcis, Cristi Iacob, căruia nu-i stă deloc rău ca personaj negativ. Am zis că o lasă în viață pe fiică ta, nu pe tine. După ce că-s mafios, nici măcar nu-s punctuali. Eu sunt polițist că a venit să vorbiți. E adevărat. Trimite un mesaj lui Paulica. Am înțeles. Neața, Paulica! Nu mă simt deloc în siguranță aici. Narcis are oameni peste tot. Ziceai că poți să mă ajuți să-l muți pe fratele meu în altă parte? Dacă mă ajuți și tu cu ceva, se rezolvă. Eu înțeleg că ți-l aia. Dar și ea și frasul ne-au dat doar bătăi de cap. Te grăbești undeva? Ce nu suporte pe lumea? Trădarea. Mai ales că vine la persoana apropiată. Narcis, a răpit-o pe Maia. Ce faceți mai aici? Problema ta e și problema noastră. În genunchi! Mâine la ceapă! Gloanțe, trădări și polițiști români Rambo Style vin să vândă acest film regizat de Igor Kobilianski. Iar dacă așteptarea este prea grea până pe 13 octombrie, îți recomand serialul Umbre de pe HBO Max, semnat de același regizor. The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Move, said the great white father. There are many. So many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture? Can you find the wolves in this picture? Următorul film al lui Scorsese, Killers of the Flower Moon, are premiera în cinematografe pe 20 octombrie. Whose land is this? My land. Our war hero has arrived. You better get choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Bazat pe o poveste reală, filmul își propune să aducă în atenția noastră perioada de la începutul secolului 20 din Statele Unite ale Americii. Descoperirile câmpurilor petrolifere care aparțin amerindienilor atrag oportuniști care încearcă prin metode neortodoxe să intre în posesia lor. Una dintre aceste metode este să te căsătorești cu cine trebuie. Well, we mix these families together and that estate money flows the right direction, it'll come to us. Shomikasi, that's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Why did you come here? I work for my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage. Their time is over. We got to take back control of our home. Numai că lăcomia albilor duce la violență și exterminarea amerindienilor. Aceeași poveste, perspectivă ușor diferită. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths, we've lost count. It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Evil surrounds my heart.
ai nenumărate motive să nu ratezi acest film. Un regizor care nu are nevoie de nicio prezentare, actor de Oscar Leonardo DiCaprio și Robert De Niro într-o poveste scrisă chiar de Scorsese însuși cu Eli Roth. Welcome to Freddy's. Have you met them yet? Met who? Foxy, Bonnie, Chica, and Freddy. Five Nights at Freddy's ajunge în cinematografele de la noi pe 27 octombrie. Filmul produs de Blumhouse spune povestea unui paznic dintr-o pizzerie părăsită, unde chestii sinistre se întâmplă. Ghost children. Possessing giant robots? Tell me how to stop them. You don't. It's too late. He's coming. Povestea este bazată pe seria de jocuri cu același nume, care a fost un mega succes la vânzări. Mă bucură că filmul dezvoltă ideea de bază a jocurilor și aduce o motivație pertinentă pentru care păpușile mecanizate te fac să-ți sară inima din piept. Where to? Why do I always get the weirdos? Îți aduce aminte de asta? Băi, am câștigat, băi, sunteți nebune, am câștigat! Uite aici numele câștigătoare. 9, 16, 22, 26, 33 și 41. Astea-s numele lui Dinel, mă, le-am scris eu pe hârtie, băi! Băi, asta e un premiu, băi! Băi! Dă bilet! Ce bilet? Dacă ți-ai amintit de două lozuri, atunci vei fi fericit să afli că din 27 octombrie vei găsi la cinema încă două lozuri. Și nu glumesc, chiar așa se cheamă filmul. Am primit un mail că am câștigat la loto. Cum? Ce, mă? Iar? Da, da, faza e că nu țin minte când am participat. Dar, de data asta, acțiunea nu se mai învârte în jurul biletelor de loterie, ci a criptomonedelor. De, ne-am upgradat. Voi știți care e treaba cu criptomonedele? Care monedele? Să ne spui și nouă cum funcționează chestia asta cu criptomonedele, ca să știm cum facem. Ce-i cu asta? Așa e numai... Cum? Ce să facem? Să minăm. Să minăm? Eu am fost miner în tinerețe. Ce faci cu asta pe cap? Cum adică ce fac? Și! Și o să fim bogați? Avem 294 de monede. 6 milioane de euro? Da, cum se ții criptomonedele la salte? Nu știu. De fapt se poate dacă le pune pe un stick. Unde stick-ul? Păi, la chei. Și cheile? Cred că le-am uitat în ușă când am plecat. Pe dinăuntru sau pe dinăuntru? Păi ori pe dinăuntru, ori pe din afară. De aici încep toate aventurile eroilor noștri. Iar dacă vor reuși să găsească stick-ul USB cu criptomonede, aflăm dacă vedem filmul pe 27 octombrie, doar la cinema. Mai niciodată nu poți să mergi? Și vreți să mă oprească poliția? Ce căutați aici? Nu. Din greșeală. Astea au fost toate filmele pe care ți le recomandăm în luna octombrie. Care dintre ele crezi că merită banii, dar și timpul tău? Și dacă crezi că am omis vreunul important, te rog, lasă un comentariu, dă și un like, dar nu uita să verifici și seria noastră de podcasturi spin-off, unde discutăm ce mai e nou, ce am mai văzut, ce vă recomandăm, dar și ce jocuri mai butonăm. O să fie bine!